Viiturile care au lovit pe parcursul lunii trecute partea de nord a județului au lăsat în urmă zeci de gospodării inundate, drumuri afectate, poduri și podețe distruse. Inundațiile au fost atât de puternice încât aproape că au izolat comunități, au lăsat oameni fără animale, au distrus culturi. Și acum încă mai există locuri în care mașinile care fac aprovizionarea magazinelor nu pot ajunge din cauza drumurilor rupte, oamenii fiind nevoiți să facă drumuri la oraș pentru a-și procura alimente. Astăzi, în cadrul unei ședințe extraordinare a Consiliului Județean Buzău, și-au aprobat un proiect de hotărâre privind cheltuirea 11 milioane de lei din bugetul județului pentru refacerea drumurilor distruse în comunele Chilii, Cănești, Mânzălești și Lopătari. Consilierii liberali au solicitat amânarea proiectului pe motiv că au date insuficiente pentru a-și da votul pe un asemenea document. Părerea mea este că ar trebui discutate în comisie, să vedem fundamentările, să vedem obiectivele pentru care se alocă. Sunt trei puncte grav afectate, două în zona Căneștilii, generic se cheamă Valea Verzii, unde trebuie să intervenim cu celeritate, legea ne permite, că altfel, dacă așteptăm o săptămână, două, trei, o lună, cetățenii de acolo riscă să fie izolați. Același lucru se întâmplă și în zona Lopătarii, Mânzălești. Având în vedere urgența cu care trebuie să se intervină în zonele calamitate, proiectul a trecut de votul consilierilor. Cei PNL au preferat să se abțină. La finalul ședinței, șeful executivului județean a declarat că o amânare nu putea avea loc, având în vedere situația mai multor comunități locale care suferă zilnic din cauza drumurilor distruse. Că dacă nu se intervine în câteva puncte cu celeritate, se riscă ca alunecările să continue și cetățenii din acea zonă să rămână, din acele zone de fapt să rămână izolați. Noi am luat hotărârea absolut legală să, din bani proprii, așa cum spuneam, să putem să intervenim în câteva puncte. Consiliul Județean și instituția prefectului au solicitat 2,7 milioane de lei guvernului pentru acoperirea costurilor privind lucrările de reparații. Până în momentul în care suma va fi aprobată în contextul urgenței care se impune vis-a-vis de refacerea drumurilor afectate, Consiliul Județean a alocat astăzi sumele necesare.